Și acum, dragi băiatul, o altă situație, din nou întrerup activitatea și vreau să vă vorbesc un pic despre ce înseamnă roitul. Deci, în momentul în care o familie roiește, pleacă matca bătrână cu un grup masiv de albină, în urmă albinele țin sub control un număr cât mai mare de boci și le dau drumul odată la 10, 12, 15, cât or fi odată, ca bătălia să fie egală, încât nu, să nu se întâmple ca o matcă odată ieșită prima, să duc să le omoare pe celelalte. Așa este, încep să chiță acolo și să măcăne. Urmează momentul când altele care ar trebui să iasă de teamă nu mai ies, când aud ce pericole afară, nu le mai trebuie. Dar dacă sunt mai multe, se grupează cu 5, 6, 7 mărci tinere și pleacă roi secundar. V-am arătat în filmele mele cum anume se întâmplă asta. Împerecherea se face până în prima haltă. Acolo, la prima locație, deja decizia a fost luată și celelalte mărci neîmperecheate sunt eliminate. În urmă și pleacă și al doilea roi secundar, deci se lasă de văruit. Dar matca care va decide să rămână aici nu va pleca până când ea nu curăță tot, absolut tot. Aici am acum o situație pe care vreau să vă prezint, aceea că matca care a rămas tânără este acceptată, albina este într-o zarvă continuă, pentru că una sau două care au mai rămas, iată asta a rămas, albina i-a fugit din fața pericolului care o păștea, că s-a aflat cealaltă care urmărea nebunită să dispară și ea. Între timp a fost albina a făcut o gemă, a ținut-o, a blocat-o să ia să stea la luptă. Deci ea tot căuta să fugă, iată cam așa o înghesuie. Deci uitați, parcă ar înțepa-o. Asta de aici, cu acu, parcă vrea să o înțepe. Eu nu știu dacă înțeapă, că de regulă se spune că nu înțeapă, nu-și înțeapă regina. Iată, acum. Încearcă acum să-i dă o țeapă, s-a răzgândit. Da? Iar încearcă asta. Asta care e pe capul ei acolo acum. Să se tot proptește și vrea să-i dea lovitura definitivă. Nu știu care este. Ea intră cu capul într-o celulă. E epuizată. Nu-i mai trebuie nimic. Deci blestemă zilele, dragă de ea. Și asta ține neapărat să-i dea lovitura definitivă și să termine cu ea. Da? Cu fundul încearcă să găsească locul accesibil și să poată să o moare. De ce faci tu asta acum? Că și așa e epuizată. Mai mult moarte. În felul ăsta, dispariția completă a ei, o scot după aceea afară, înseamnă că îi transmite mesajul măcii acele care, pe care au acceptat-o. Ei, acum ce motiv mai ai? Vezi, ai rămas singură. Ea va încerca să măture tot stupul la o margine la alta, să asigure că nu mai există nimic. Dar dacă timpul e ploios, cum este acum, dacă se întâmplă o mie și una de lucruri, iată că familia, până la urmă, în bătălia asta pentru a curăța totul, deci nu mai fi nicio celulă de albină, nimic. Ea nu mai spune, nu sunt sigur, ce știu eu ce se întâmplă urmă, nu. Trebuie să fiu sigur că nu mai există nicio celulă. Dragilor, așa se întâmplă, că nicio celulă de puiet nu mai există. Totul a fost curățat. Da? Deci aici nu avem nimic. Dar totuși alte albinuțe spun, zice, băi, dar dacă se întâmplă ceva asta care a rămas ultima, de am acceptat-o noi, dacă se întâmplă cumva să o
mănânci ceva și uite, timpul trece și hai să dăm drumul noi la niște boci. Dar ce să mai pun acolo? Nu au ce pune. Dacă cumva se întâmplă un necaz și asta va oprinde ploaia, va fi mâncată de o pasăre, deci un lucru neprevăzut, în condițiile astea, albina începe să ouă, deci se besmetișește și atunci lucrurile devin extrem de complicate. Iar bocile astea în care așa pun acolo câte 5, 6, 7, 8 ouă, iată, mai fâlfâie câte un pic, dar e aproape moarte. Da? Nu. Semn constrâns-o foarte mult și a fost ridicat temperatura mediului ambient și prin sufocare este omorât. Parcă mi-e milă de ea. Aia s-o las așa, vreau să o arunc, dar o mai las. Hai, hai, las, stai așa acolo. Zi-mi ce faci tu. Ce ai de gând să faci? Stai pe celofanul ăla. Spuneam că dacă se întâmplă ca să dispară, problema se complică. Deci, ea de plecat nu pleacă mai devreme decât după ce își asigură că nicio celulă de albin nu mai este, nicio surată nu mai a rămas printr-un colț pe undeva. Deci totul este perfect rezolvat din punctul ăsta de vedere. Riscul mare care urmează este acela că s-ar putea să nu se întoarcă și atunci familia se besmeticește. Deci iată că familia roitoare este pagubă, mare pagubă. Întâi și întâi că pleacă foarte mult albine și ce rămâne așa, iar riscul de a se mai reface este foarte mare riscul. Uitați-vă că nu găsiți nicio celulă cu, de albină. Deci totul a fost ecluzionat, totul e rezolvat. Eu am văzut-o pe asta care e acceptată. Fugea ca o nebună de un cap la celălalt. Așa. Op, op. Important este că să vă arăt că nu aveți nicio celulă de albină. Totuși începe plânsul pentru că probabil eu trecut perioada, au fost ploile astea și ea, cu ea începe bătălia acum să o scoată la împerechet. Până acolo a avut motive. A spus, băi, dar nu pot. Vezi că mai avem una. Bine, hai că te scăpăm și de asta. Și-a scăpat-o și de ea. Da, asta deci este. Cea care, pe care eu o reclamat tot timpul. Este una acolo, trebuie să o caut, să o găsesc. Uite, eu o am în nas. Mirosul ei, îl am. Este pe aici. Albina atunci a decis. Bine, hai. Hai să o aducem la luptă. Asta nu a vrut, că eu a fost teamă, că a fost mai rea, mai viguroasă. Și atunci a fugit în toate colțurile, s-a ascuns cât a putut, intră în celulă, hai, da, ce nu poate. Și în felul ăsta a durat ceva timp. Au venit ploile. Albina simte că urmează altă perioadă grea pentru ea, de aceea și începe să plângă acum, cu toate că o au. Altă perioadă grea când va refuza să iasă. Va fi invitat, hai, hai, nu știu ce, ia zice, nu, dar păi zici, lasă să iasă, băi, hrăniți-mă că mă apuc eu de o oată. Cum tu să faci asta? Trebuie să ieși, să te duci, să faci rolul pe care l-ai de... Să-l îndeplinești cu adevărat. Treci la ieșit în aer, liber. Și nu... Iată de aici a fost o botcă. Nu știu, nu au fost prea multe boți, nu au fost de roire, nu știu ce s-a întâmplat. Am atins eu matca. Atunci și la 50-100 sunt boți. Puține boți. Vedem aici câteva. Aici sus iarăși câteva, dar ele acum încep să fie distruse, da? Deci le rod, le distrug ceara, încât nu se mai cunoaște, dar se vede că n-au fost multe. Da? Iată și pe partea asta au fost câteva.
Începe zumzetul ăsta care anunță o stare din nemulțumire. Asta este. De aceea, dragilor, e mare problemă cu familii roitoare. Mare problemă. Ia uitați-le cum plâng. Pentru că cea pe care o au, s-ar putea să refuzi să mai ies. Plâng de parcă n-ar avea-o. Și eu am văzut-o, sigur am văzut-o. Nu vă spun. Asta așa, ca să pierd timpul. Mai iau și rama asta, poate o și vedem. Și plouă ca în Londra. Mai mă plouă decât. E vreme bună. Scăzut concentrația de albine, nu mai a fost albine care să înlocuiască, tineret. Da. Nu văd pe aici, nu știu unde fi. Am să încerc să mai caut, dar nu știu dacă o găsesc. Acestea sunt problemele cu familii roitoare. Când ai așa ceva, nu-ți mai trebuie nimic. De fapt, apicultorii știu. O astfel de familie este compromisă. A compromis producția pentru anul ăla, dar nici ea s-ar putea să dispară și ea, pentru că uitați, pe vreme de asta, dar se aude când plouă, pe vreme de asta nu se ies la împerecheat în perioada aceea dintre 2 și 8 zile. Perioada optimă. După aceea scade interesul și sunt excepții când ies într-o mai târziu. Deci mai târziu sunt doar excepții. Așa că m-am prezentat ce înseamnă familie roitoare. Cred că de aici vă dați seama ce înseamnă măști schimb liniștit. Deci alea de schimb liniștit sunt excepționale, excepționale. De ce? Pentru că nu ajungă să roiască, ele intră în înțelegere cu familia de albine, cu fiicele sale și când nu mai are potențialul acel care a avut odată, acceptă să fie înlocuită și totul merge perfect. Da. Ceea ce am aici, știți bine, sunt numai din mărci schimb liniștit. Sigur că mă apar și excepții. De ce să nu o spunem? Că doar în perechiere nu se face numai cu trântori din stupina mea. Se fac și cu trântori din alte stupini. Și atunci, na, apar și excepții. Important este să nu fie o tendință generală a tuturor familiilor de roi. Adică să n-ai din roi, din ciof, din ce-o roit, din alea să faci mărci. Că atunci mai se întâlnesc cu trântorii din familii roitoare, să faci o selecție pentru a avea familii roitoare. Și atunci ce ai făcut? Cam așa arată situația cu o familie roitoare. La revedere!